Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea Online Story vom vorbi despre gala ERICSEF și despre o provocare. Sunt ferm convinsă că după emisiunea de astăzi, cei doi invitați ai mei vor ajunge și în ring și acolo vor face cel mai frumos meci cu putință. Cristian Comănici și Cristian Marinescu alături de mine astăzi. Bună, oameni dragi, fiindcă amândoi îmi sunteți dragi mie. Bună, Cornelia, bine te-am găsit. Să rămână, Cornelia, încă o dată și îți mulțumesc pentru această invitație alături de acest coleg minunat de trupă și de breaslă, care încă se ține după mine ca un scald. Ați fost? O să-l arunc un pic așa. Să vedem noi în ring. O să... Cred că o să fie o emisiune foarte interesantă astăzi. Amândoi ați fost într-un show matrimonial, ați fost rivali în acel show, protagoniștii, de fapt, acelui sezon. Au existat foarte multe discuții între voi, cred că și astăzi vor fi. V-ați și provocat în ring unul pe celălalt. Sunt curioasă dacă vechile voastre probleme din emisiune vor ajunge și acolo în cușcă. Ia zi, Chris. Te rog. Eu pot să spun că dușmânia mea cu el s-a stins în momentul respectiv. Nu sunt genul de om care să țină râcă, dar lucru care mă ajută să-mi găsesc puterea de a lupta cu el este probabil atitudinea lui. Asta este lucru care îmi dă mie putere. Al doilea lucru... Atitudinea mea fiind una, cum? Arogantă. Ok, ascult al doilea lucru. Al doilea lucru vreau să le arăt oamenilor ce poate un om de la țară, că Romeo, din câte știu, e de la oraș ca tine, băiat de oraș. Cel pe care l-a învins Cristian în gala anterior. Nu l-a învins Cristian, s-a învins singur, părerea mea. Fiindcă, după cum a văzut toată lumea, a rămas fără energie, după care Cristian a mai dat așa niște pumni. Am mai jucat puțin pe acolo. Eu n-am văzut un luptător, nici măcar 1% dintr-un luptător. Ok, luptător de a încasa. A fost luptător care a reușit să încaseze, dar de dat n-am văzut un pumn serios. Îmi spunea mie să învăț să dau pumn la sac, dar... Nu știu ce să zic, că încasator nu am fost, pentru că observ că am tenul de bebeluș, știi? Adică sunt aici după o săptămână și câteva zile de la lupta pe care am avut-o cu Romeo Vasiloni. Mai mult decât atât vreau să-ți spun că tu ești un băiat ok, ești un băiat bun, ești un caracter dulce după părerea mea, dar nu ai ce să cauți în cușcă. Cușca aceea este, nu știu, din exterior, atât tu, Comănici, cât și foarte multe alte persoane credeți că este o glumă, nu este deloc o glumă. Odată ajungi acolo este totul mult mai greu, presiunea, căldura, toată atenția din partea tuturor. Înțelegi? Și acolo totul este bazat pe reflexe. Tu n-ai nici măcar o zi de antrenament, acolo nu o să poți să gândești pentru că o să te acapareze toată presiunea aceea. Deci nu știi cum e acolo, nu ai cum să comentezi despre acțiunile mele pe care le-am făcut acolo. Dar știi foarte bine că inima mea pe care o am și sufletul nu mi-l poate lua nimeni. Și bineînțeles, calitățile sportive, că știi că sunt un sportiv la bază mai mult decât atât. Aveți dreptate, dar handbalul nu prea are treabă cu luptele. Eu, din câte știu, nu cred că sunt din aceeași categorie. Într-adevăr, ai făcut sport, am făcut sport de contact, Comănici. Handbalul este un sport de contact, este un sport și de bărbați. Fotbal, chiar dacă îl fac și femeile, tot respectul pentru femei. Corect, dar și fotbalul e un sport de contact. Da. Deci tu fotbal ai făcut fotbal, Cristian. Picioarele sunt martori. Tot la țară acolo? Da, la țară, acolo, pe câmp. Acolo alergai acolo printre porumb, nu? Era contact cu adevărat. Cu acolo, porumbul, nu? În Liga 4-a, crede-mă, era de contact bine. Okay. Nu ca handbalul tău. Da, dar putea să fie un atu. Ian Custerp atunci când lupta în galele ERICSEF și el venea de la țară, venea extrem de antrenat și n-a avut rival. De faptul că și Cristian provine dintr-o zonă de genul ăsta poate să fie un avantaj, nu crezi, Marinescu, o să spun că așa te cunoaște toată lumea, măi, Marinescu. Nu crezi, Marinescu, că ar putea să fie un avantaj pentru Cristian lucrul ăsta? Că ce, că? Că
provine din de acolo, de unde oamenii sunt foarte sănătoși și dacă aduce, vine cu un pumn. Nu cred, în comparație. Te poate pune la nu podea. Cred, în comparație cu mine fac sport de când m-a născut mama. Într-adevăr, probabil că este puțin țăruș, așa că se vede pe el și toată lumea știe că e țăruș de la țară, așa e mai meltean, ciobonaș de la. Dar în același timp nu are, nu, el e genul de om care pentru mine în cușca RXF este o persoană pentru a-mi face mâna și pentru a ajunge să mă bat cu oameni mult mai puternici în RXF sau în alte organizații, să zic așa. Ce spui, Cristian? Adică o să fie un fel de o etapă, asta spune Marinescu că s-ar întâmpla. Eu te cunosc pe tine, ești un tip luptător puternic. Fiecare om are dreptul la opinie, normal, și oricum, dacă ajungeți acolo, aveți și o dispută la nivelul ăsta verbal. Pe ce te bazezi tu atunci când o să intri, dacă o să intri într-o cușcă cu Cristian Marinescu? Eu sincer o să mă bazez pe el. Dacă înțelegi lumea răspunsul meu, îmi spun că mă bazez pe el, că eu o să câștig bazându-mă pe el, e bine. Dar ce iar, mă? Dar vreau și eu să te întreb, pentru că oamenii care intră într-un astfel de joc trebuie să știe în ce intră și să joace. Care este baza ta? Că maxim poți să scoți în timpul meciului, poți să scoți o mitralieră să tragi în mine, altceva, altă armă n-ai avea. Că uite aici mitralieră. Uite aici mitralieră. Da, bineînțeles, una ipotetică, deci, da, ipotetic, da, vorbind, la figurat vorbind. Care, corect. Care sunt aia? Mi-ai făcut un clip la un moment dat pe TikTok în care mai mult țopăiai. Lasă-mă să răspund. Țopăiai pe acolo. Corect, ăla era un dans. Un dans. Ce-ai făcut? Așa, un ritual. Un mic TikTok în care le ironizam pe el, într-adevăr. Dar chiar și așa tot lovea mai bine decât a lovit el în ce? Nu știu, ce-o vrut ăla să fie, că meci nu a fost comunici. Din partea lui cel puțin. În Romeo primul a arătat ceva, lasă-mă să răspund eu. Okay. Un alt tatu pe care l-am eu este percepția mea asupra acestui sport. Consider că îți trebuie câțiva ani foarte buni de antrenament, în stilul ăsta de antrenament, nu handball, nu în altceva. Îți trebuie foarte mulți ani ca tu să ai control asupra reflexelor tale, adică tu să poți să controlezi ce vrei să faci. În momentul ăla am văzut că nu prea poți să controlezi, nu mă refer la tine, mă refer la majoritatea persoanelor care vin din mediul nostru sau probabil ceva asemănător și intră în cușcă. Asta e părerea mea. Eu sunt de părere că dacă mă antrenez o lună, două, trei, nu pot să mă antrenez decât la anduranță, la o strategie. Ok. Ții garda, ok, dai un pumn, dai un jab sau ce mai dai tu, am văzut că nu aveau putere în momentul în care loveai. Da? Eu o să mă bazez pe instinctele primare, după cum bine ai spus, domnule, sunt venit de la țară, sunt un țăruș. Eu când eram mic, la 10 ani, 11 ani, mă jucam cu lemnele în pădure, muncind. Și eu cred că o să fac cel mai frumos match pe care l-ați văzut în această promoție numită RXF. O să te arunc, o să te iau de picioare și o să te arunc peste cușca aia. Îți promit. Îți promit. O să vezi ce înseamnă forță de țăran. O să vezi ce înseamnă luptă la sol. Nu știu, poți să-l iau în serios pe ăsta. Lasă-mă să răspund. O să vezi luptă la sol. Eu nu o să mă iau cu tine la pumn, că în primul rând m-aș face de râs să intru într-un joc de pumn cu tine. M-aș face de râs. Arăt de lumea de mine, spune, băi, dar nu vezi că nu știi băiatul ăsta. Băi, Cornelia, nu poți să le iau pe ăsta în serios. Dacă altora reușesc să le dau un răspuns pe măsură, încerc să-i contracarez sau reușesc să mă enerveze, mie mi se pare că tot ceea ce face acest băiat mi se pare un pamflet total. Adică, te-am văzut în ring, un pamflet. Băi, hai să vorbim, toată lumea, ascultă-mă. Am crezut că e bendeac și face iar un sketch când te-am văzut. Cristian Comunici, da, ăsta e motivul pentru care când am ieșit din cușcă te uitai așa la mine și nu ți-a venit să crezi. Da, nu mi-a venit să cred cât de slab pregătit a fost Romeo. Da, cât de slab pregătit a fost Romeo și cât de bun a fost Marinescu, nu contează. Dar oricum, eu mă bucur că l-ai învins pe Romeo. Că dacă te-aș fi provocat după ce ai fi pierdut meciul, chiar credea lumea. Bă, la el ai și tu pe ăla care a pierdut. Chiar așa. Deci așa gândești că lucrurile sunt normale. Pentru că nu poți să iei un învins. Corect. Ar fi râs lumea de mine. Vezi că ăla ia bătaie și te duci și provoci tu pe ăla. Cristian a fost cu mine în sală la meciul tău și probabil a studiat
disputa din punctul lui de vedere și a mers, vezi, gândește deja tactica pentru meciul viitor, de a lupta la sol și de a nu se lupta cu tine pe partea de punct, tu fiind mai înalt, având o altă alonjă și normal, orice luptător caută să găsească punctul slab al celuilalt. Da, nu știu, eu mă antrenez de 3 luni de zile deja. Enorm. Enorm, dar e mult mai mult decât ai tu, pentru că tu n-ai nici măcar o zi. Păi nu, se acumulează, nici nu mă interesează că nu am fac competiție cu tine, singura mea competiție sunt doar eu, înțelegi? Ascultați eu bine ți-am acceptat. Cuvinte. Păi ăsta e adevărul, ți-am acceptat ție provocarea asta pentru a mai depăși încă o persoană, pentru a mai capăci pe încă cineva. Hai, înțelegi? Și vreau să fac 2-0 la meciul așa pentru mine. Ascultați, două victorii și 0-0 pentru mine, meciul 0-0, tău până a fost 0-0. Nu contează, hai să vorbim despre noi. Lasă meciul meu cu Romeo, păi, că l-a văzut o țară întreagă și lumea așa schimbat și foarte multe ce a schimbat percepția asupra mea. Uite-te, ești tu peste tot, TikTok, Instagram, toate astea. Toată lumea te ironizează. Mă ironizează tot. Când ți-ai luat, ți-ai umflat fața. Ți-ai umflat fața pentru 3 parfumuri și ai luat și cafteală. Da, ok, l-ai bătut la puncte. Acum dacă... Da, mă, dar de asta, auzi, mă, de asta nu te-a vrut pe tine Mariana, mă, cum am dau eu să... Ai luat o bătaie de la Romeo. Ia stai puțin că ajungem exact în zona conflictelor voastre și din casă. Ascultați. Pentru... Mariana este unul din... motivele pentru care voi nu vă înțelegeți. Păi da, dar de ce crezi, Cornelia, când am mai venit la tine aici în emisiune, ți-am mai spus, băi, ți-am mai spus că vorbesc cu Mariana. Tocmai de asta, băi, cu mănici, că mă dau și eu cu un parfum de la 2500 de cu 15 milioane, înțelegi? Miroase fata aia. Tu dacă te dădeai în Turcia sau nu te mai dădeai tu cu toate replicile alea, îți dai seama că fata vrea să miroasă și ia un parfum bun, ceva, să fie acolo. Din câte mi-amintesc eu, chiar dacă erau parfumuri ieftine sau... Vorbim de parfum, tu, îmi pare rău că n-am venit cu ele un pic aici. Îmi lăuda parfumurile. Acum nu vreau să o aduc în discuție, ați adus-o voi, așa o să răspund. Îmi lăuda parfumurile. Uh-huh. O parte dintre ele. Că este ceva replică sau că e original, mirosul este aproape același și pentru mine nu contează că e 100 de lei sau 1500 de lei. Dacă îmi place cum miroase, mă dau cu el și nu mă interesează de la ce firmă și de la ce brand. Că nu vreau să umplu buzunarele unui miliardar care știe să facă bani. Mă, dar ce e asta de cu voi? Adică ea voia să aibă o relație doar din punctul ăsta de vedere? Nu, bă, așa. Asta e adevărul. Că dacă e mă voia pe mine, era cu mine. Dacă îl voia pe el, era cu el. Punct. Că noi nu prea am fost în poziția de a alege. Mai mult am fost aleși băieți în casa aia, părerea mea. Ce, mă? Părerea mea. Păi tu când nu vii cu niciun bagaj din spate, ești nebun. Normal că te lași, că vrei tu să alegi, ești nebun? Aveam două bagaje de cală când am venit, îmi pare. Două bagaje de cală, Doamne. Câte bagaje am avut. Face o confuzie băiatul ăsta între bodybuilder și luptător. E o diferență. Băi, n-am mai bodybuilder. Bodybuilder, nu mai sunt bodybuilder, frate, n-am mai făcut, crede-mă pe cuvânt, n-am mai făcut sală, cred că o lună de zile. Dacă te lași de o lună de zile și tot sunt fit în ce trebuie. Ia uite. Dacă te lași de treaba asta de bodybuilding, chiar că nu mai ai nicio calitate. Nu mai ai nicio calitate. Băi, dar nu vrei tu, ascultă-mă, nu vrei tu mai bine. Eu chiar mă rog la bunul Dumnezeu să avem acest meci în cușcă. Personal, eu o să-ți dau aici câteva răspunsuri, ceva mai basic. Nu o să, Romeo, nu o să piperez prea mult discuțiile noastre. Te las pe tine, pentru că răspunsul meu o să vină în cușcă și o să îți închid pentru a doua oară gurița. Pentru că tu știi că eu sunt un potent. Eu am Când i-am închis tu? Aveți așa niște conflicte în care oamenii se împărțiseră în casă. Din emisiune de atunci, dar știi cum e, Cornelia, știți cum e, dragilor, toate chestiile astea, provocările, eu personal nu am provocat pe nimeni, eu doar am răspuns. Vin din anumite frustrări. Cum a fost vorba de Romeo Vasiloni, așa este vorba și de comunicare. Ce frustrare avea Romeo? Frustrările lor că n-au reușit ei să arate că sunt mai puternici decât mine, mental, fizic, la emisiune sau în viața de zi cu zi, și acum încearcă tot să continue, dar știi ce vreau să zic eu? Băi, te rog, pentru că ești prieten cu ăsta, cu băiatul ăsta, cu Andrei. Mamă, de când îl aștept Andrei ăla, fratele tău, îl aștept ăla în cușcă. Mamă, vorbim despre Andrei, fostul iubit al aiei, da? Nu o să ajungă, să bată cu Andrei, Cornelia, fiindcă eu o să închid cariera în momentul în care o să fii bătut. Tu închizi cariera, mă. În momentul în care o să fii bătut. Nu vă dați seama, ok.
lua bătaie de la Romeo, poate să mai lupta, să mai antrena. Dar dacă ia bătaie de la mine, cum mă vede el și toată lumea cum mă vede pe mine? Nu e fiind vreun luptător, vreun sportiv. Să existe o revanșă. Fără să mă antrenez. Păi ce revanșă? Păi dacă l-am învins, nu o să mai își permite să mai deschidă gura în societate. Eu? În viața lui. Niciodată. Păi am dreptate sau nu? Stai să vin mai aproape de tine. Ipotetic un pic să vorbind, te, așa, dacă țin te pulsul bat eu, mai mult. Dacă te bat eu pe tine pe așa, să-ți iau un pic cu. Dar și cum vreau să te bat. Vreau da. Să nu-ți dau niciun pumn. Niciun pumn nu vreau să-i dau, vreau să-l bat la sol să facă dar ce, ok, bun, ajungem. Ia ascultă-mă. Ascultă-mă, pentru că eu nu sunt pregătit absolut deloc. Bun, ajungem. Hai să facem așa un exercițiu de imaginație. Da. Vii, eu sunt deja la sol. Și ce faci tu din punctul ăla? Dar nu o să fii la sol, o să te pun eu la sol. Păi mă pui tu la sol. Nu, lasă că mă pun eu dinainte la sol. Bun, și tu ce faci atunci în momentul ăla? Chiar sunt curios. Păi o procedură. Păi ce procedură să facă Cornelia? Crezi că nu poate? Sunt sigur, știi care e treaba? Problema este din... că aici voi este o diferență de greutate și de înălțime. La greutate nu câte cred. Ce înălți? Câte kilograme? 88. Câte foarte kilo? Bine, nu, vreo 93. A, da, aproape. Înălțimea, dacă la 93 am eu. Mai scădem 10 cm și aici. Da, de aceea te și bazezi pe lupta la sol. Păi mă distrez. Cu cât e mai mare, cu atât cade mai ușor. Dacă era la kickbox, mă bătea, probabil. Probabil, nici acolo nu garantez că s-a văzut cu Romeo. Nu, no, dar o ia în glumă 15 cm mai jos și tot la... Că, nu ia în glumă, uite, vezi că este foarte serios. Unde e foarte serios? Cu ea în glumă, mi se pare că așa face o caterincă totală. Așa râdea și Romeo cu tine și acum uite că nu mai râde Romeo. Băi, da, și Romeo spunea că o să te învingă, Cristian, dar uite, vreau să, eu să te felicit pentru meciul acela. Să rămână, mulțumesc. Am fost acolo, a fost mulțumesc. O luptă dură, fiindcă în cușcă, să fim sinceri, acele reprize, trei reprize, cel puțin în ultima, nici nu mai ai suflu, pentru că sunteți și niște sportivi amatori. Oamenii de acasă, cei care ne privesc, să știu că nu faceți un sport de performanță. Iar faptul că tu ai învins acolo, în ciuda multora care nu îți dădeau nicio șansă. Corect. Și te-ai luptat până la final, meriți toate felicitările noastre. Urmează mulțumesc o altă partidă, o altă dispută cu un adversar, uite, mult mai puternic, un adversar care și în casă a fost cel care ți-a pus cele mai mari probleme și tu lui, bineînțeles că așa a fost disputa, dar el a plecat de bunăvoie. Deci dacă mai rămânea până la final, nu se știe ce se întâmplă acolo. Nu prea am plecat de bunăvoie, am plecat că nu mai putea să mă oprească producția din al ciomăgii pe băiatul ăsta, care are gura mare acum, dar nu mai știi când am aruncat spre el. Era, nu mai știa cum să mai fugă. V-ați bătut și în casă? E, nu mai era mult. Da, într-adevăr. Așa mi-amintesc. Dacă erai bărbat, puteai să zici, domnule, într-adevăr, nu mi-e nu mai... frică mie de băiatul ăsta, uitați-vă la el. Așa hai să nu vorbim din amintiri, să vorbim despre prezent și ceea ce se va întâmpla. Erai sportiv de performanță când te-a născut maica ta, asta e mai bine. Păi da, era... El vorbește de unde? Deci, el vorbește de când s-a născut și îmi vorbește mie, că acum câteva luni. Te las în continuare să faci gura mare, o să am o abordare foarte modestă. Și nu, da, eu nu sunt persoana care să iau un râs pe absolut nimeni, chiar dacă ești net inferior mie din toate punctele de vedere, nu o să te iau un râs. Eu din punct de vedere sportiv aici, nu? Din punct de vedere sportiv, clar. Cel mai important capitol este și IQ-ul într-un sport de genul, dacă clar, ești inteligent. Clar, și tu nu-l ai. Stai puțin. Poate ești mai înalt, poate ai mai mulți mușchi, poate ești mai greu. Nu are nicio treabă mușchi. Hai nu să nu luăm IQ. Mușchi. Păi dar nu, băi, tu nu vezi că eu nu, tu nu vezi că eu nu încerc să am nicio competiție cu tine. Eu ți-am acceptat competiția mea, dar în față sunt doar eu. Vreau să fiu în fiecare zi mai bun, să acumulez mai mult decât cu o zi. Păi asta zic. Și ce să acumulez de la de tine? La mine? Ce acumulez de la tine? Acumulez vânătăi. Acumulez pumni. Picioare. Așa. Dar nu, am zis că nu te bag cu pumnul, scuze-mă, nu dau niciun pumn. Se va termina înainte de limită meci? În prima repriză? Prima repriză. Dacă nu-ți dau eu palma acolo în cușcă, la umilință așa, la mișto, să-mi bag joc de tine, îți dau cât o palmă așa pentru picioarele astea și pentru pumnii ăștia de care zici tu. Te bag ca pe... să nu zic ce. Uite, spune Cristian că o să te bată în prima repriză. El? Că mă bat tu în prima repriză? Tu, în câta repriză? Păi mi-a dat Romeo niște agheuri și am stat în picioare până în treia repriză și după aia s-a inversat și el crede că de la el e problemă cu loviturile. Ce ai, mă, băiatule, relaxează-te și liniștește-te. Adică nu ți-este frică? Crezi că a fost mai puternic
Romeo ca și adversar decât ar fi Cristian? Clar a fost Romeo mult mai puternic ca și adversar, dar din același timp vreau să spun că nu iau nimic în glumă eu. Din ce punct de vedere, Romeo? Din punct de vedere al faptului că și Romeo este un sportiv la bază. Dar stai puțin, din punct de vedere, din punct de vedere al faptului că eu m-am antrenat cu el și în Turcia, înțelegi, și la sală, și că mă punea el să -ți dea la sac. Nu, te învăța să dai cu pumnul. Păi asta urma să zic, dacă nu mă las să vorbesc. Nu că mă învăța, m-a văzut și a zis: "Bă, tu ai potențial în asta." Dar eu niciodată adică Romeo te-a învățat să dai cu pumnul în sac. Nu m-a învățat Romeo nimic să dau cu pumnul în sac, că dacă Romeo m-a învățat să dau cu pumnul în sac, probabil că pierdeam meciul cu el. M-au învățat alții mult mai valabil ca el, cu rezultate în acest mare sport. Sportiv. Cine? Nu știu, persoanele care te-au învățat, dar am ascultat și eu persoanele alea pe care le lăudai tu, că te-au ajutat și m-am uitat pe dar internet. Dar cine sunt? Am văzut un singur meci la unul dintre ei, campion multinațional sau ce au zis. N-am auzut în viața mea de alea. Hai să vorbim despre noi. N-am nimic cu băiețe, dar ți-am zis, m-am uitat și dacă erau sportivi așa de anvergură mare și dacă te-au învățat un om foarte... foarte mare în lumea asta a sportului. Bă, fii-mă serios, revină. Dar nu că sunt foarte serios. Tu la cine vei apela să te antrenezi? La Bianca. O să apelez la să apelez la prietenul Marinescu. Bianca. Te pup, sună pe Bianca un pic, că nu mai prietenul Marinescu. Să-ți dea două palme să revii. Sară de temut colega noastră. Ea e foarte puternică din toate punctele de vedere. Știi, o fată superbă și Cristian știe chestia asta. Corect, corect. Cred că ăsta ar fi singurul motiv pentru care nu te-aș bate așa de rău. Să nu o văd pe Bianca, că e supărat acolo, în colțul tău. Să știți că emisiunea asta va rămâne. Cred că tot ea o să fie în colțul tău acolo, să-i șteargă cu prosopelul. Treziți-l. Bianca, să știi că nu vine la meciuri. Ei nu-i plac lucrurile. La meciul ăsta, zic. La meciul ăsta va veni? Va normal, va fi alături de tine. Să mă vadă pe mine? O să fie acolo, o să fie în spate. Nici nu o să am nevoie de vreun antrenor, o să-i zic soarmi. Zi-mi tu, Bianca, cum să-i dau, că eu... Nici nu trebuie să mă obosesc să gândesc cum să dau. Zi-mi tu ca să fac eu cum zici tu că... Na, o să-mi cer scuze după meciul ăsta, după ce o să-l bat pe ăsta rău de tot, o să-mi cer scuze Bianca, oricum, asta, că te-am bătut. Pară cel asta mai tare. O să fac, pentru că nu vreau... Promit, o să fie așa duel săran cu băia de la oraș, să vedem care-i piatră mai tare. Că te-ai bătut tot cu băia de la oraș. Bă, frate, uite, țara, ce poate țaranul ăsta care la 10 ani dădea cu sapă? Țaranul stă la ui și stă la stână. Ui. Foarte bine, bravo. Lasă că și am cu tot la fel. Asta voiam să spun. Și lua tot la sol l-a bătut pe Nebeu. Vei apela la Iancu? Cristian? El e un luptător foarte bun la sol. Într-adevăr, un luptător bun la sol, dar a fost și el învățat de cineva. Probabil o să fiu și eu învățat de cineva. De Bianca, cum am zis mai devreme. Nu o să apelez la Iancu. Apelez la Bianca. Bianca, cum băteai tu păpușile când erai mic? Așa vreau și eu să bat cum ar ca pe păpușile, așa arunc cu sticușca. Cât de mare Bianca el. Atunci când era mică? Să supăra pe păpușile? Aia rupea capul la păpuș și așa rup și eu capul. Glumind acum puțin, dar vorbim și despre lucruri serioase. Pentru a putea intra în ring îți trebuie o echipă bună în spate. Sunt sigură că vei apela la cineva competent. Te-ai gândit așa? Cine ți-ar plăcea să te antrenezi? Unchiul meu. Da? Da. E luptător? Cu adevărat. Cu adevărat. Nu este luptător profesionist, dar pe bătaie sper să-l moștenesc. Nu mi-am testat încă abilitățile, cum a făcut domnul Cristian Marinescu, Romeo, că probabil până atunci el credea că este un bătăuș formidabil. Eu? Dar, nu știu, mă gândesc, în mintea ta, de la... Ce am văzut în declarațiile tale? Nu, am zis invers, Nu știu. Eu n-am venit aici pe post de Zmardoi, am venit pe post de băiat care să învețe asta lucruri. Asta puțin nu vorbim asta de Zmardoi. Dar cine zici de Zmardoi? Vorbesc păi de un om care are încredere păi în el și să crede bun la bătaie. Păi eu nu știam potențialul meu. Eu am ai văzut, păi ai dreptate, ai rămas la nivel de potențial. De ce? Speranță. Bine, mă, lasă-mă să te văd pe tine, să te văd pe tine ce poți acolo. Nu mai vorbi despre mine, vorbește despre tine, zi. Păi da, e aici Cornelia, răspunde despre întrebărilor și răspunde serios, nu mai răspunde pe noi. Da, este un meci în care ești și tu implicat. Noi. Normal, sunteți amândoi, el ți-a văzut punctele slabe. Tu ce punct slab crezi că are Cristian? Urechile. O să por ceva bandaj la urechi. S-a operat la urechi și că era prea crăpăuc, dar vezi că te iau iar de urechi, fratele meu, și te ridic așa, ca pe, te pun... Păi nu ai te voie. Pe cliște, nu așa. Este voie să... Nu o să n-am voie să-l urechez, nu? Nu? Astea sunt interzise. Nu cred că e interzis să-l urechez în cușcă, să-l iau așa de ureche, să-l târăsc pe acolo. Cred că asta o să fac cel mai bine. Clar. Totuși, nu ai voie să faci lucrul ăsta. Ce crezi că ar avea el mai... Ce punct slab ar avea? O să-l văd leșinând. Nu cred că... Sper să aibă puterea să nu leșine. Asta ce vreau. Punct slab?
fizicul. Cred că, ok, probabil că răutatea aia un pic poate să o aibă, dar la un moment dat o să se înmoaie, când o să vadă șocul cuștii, șocul loviturilor. Aici vorbim la modul cel mai serios și fără nicio ironie. Eu am trecut prin chestiile astea, eu știu să încasez, așa cum ai spus tu, un casator bun și nu mă sperii, tu probabil că o să te sperii de lovituri. Dar în același timp, cred că nu o să-l țină nimic, nici fizicul, adică mă uit un pic la el așa, e cam firav, o să-i acumuleze acidul lactic foarte repede, nu o să mai poată să țină garda, o să-i se maie pumnii și o să aibă, dar o să fie exact ca Romeo. Romeo nu a avut nevoie de gardă cu tine, mă. Ce? Romeo nu a avut nevoie de gardă. Dar vorbesc despre tine, mă. Păi vorbim despre Romeo. Păi vorbesc despre tine, ce treabă am cu Romeo? Bun. Romeo a fost o etapă, s-a dus, corect, nici nu cred că mai vrea să fie vorbit. Dar Romeo nu a avut nevoie de gardă cu tine. Ai uitat treaba asta, te-ai uitat la meci după aia, te-ai trezit din visul ăla, că ai ieșit marele câștigător de urlai pe acolo, să mai spuneți că nu știu ce. Păi da, normal, ăsta e adevărul. Te-ai trezit și după aia te-ai uitat la meci și ai văzut și tu ce ai luptat tu? Ce am luptat? Păi am luptat cum trebuia. Dacă mai luptai moment, o săptămână fără oprire, dacă mai luptai acolo, băi, și băiatul ăla stătea în continuare așa, nu, tu nu erai în stare să dai un knockout. Nu are nicio importanță părerea. Deci tu, 10 runde dacă jucai cu Romeo, tu nu dădeai knockout, fără gardă, fără nimic. Băiatul ăla nu mai putea să mai stea în picioare. Luptai. I s-a tăiat. Da, Cristi, dar de ce nu mai stătea în picioare? Pentru că nu mai putea, încasase niște lovituri care l-au determinat să lase garda așa. Bun, condiția fizică a făcut diferența, dar dacă stăm și analizăm ce a luptat, el nu a luptat nimic. Nimic, zero barat. Din punctul meu de vedere. Din punctul tău de vedere, este unul care nu mă interesează, pentru că au venit cu apă, nu știu dacă s-a văzut pe camere, au aruncat cu apă în ring la picioare. Da, să mă trezesc. Băiatul ăsta a alunecat și făcea alunec, alunec, alunec. Și arbitru i-a spus, vezi că echipa ta a aruncat. Da, și? Păi și ce este? Da, poate nebunia ce luptă aia de luptă, nici nu mai realizezi ce se întâmplă. O să fie, acolo e foarte greu, e adevărat. Și acolo toate orgoliile voastre și toate disputele și verbale, în special, pe care le-ați avut, poate și din cauza, uite, a Marianei, să spunem, vor fi rezolvate acolo. Clar o să fie rezolvat acolo, dar... Nu știu, îl văd, nu-mi place atitudinea. Credeți asta, că Mariana o să vină la meci? O să-i dau eu invitație să vină să pentru mine, da, să mă urmărească. Să cum e caftea. Oricum a vrut să am vorbit cu ea și mi-a scris că vrea să vină la meciul meu pe care l-am avut cu Romeo. Acum, de ce să zic, pe cine să susțină, dacă avea vreun preferat între mine și el? N-am de să știu, probabil că eram eu, dar nu mi-am dat seama pe moment. Dar o să-i dau eu invitații Marianei să vină. Vrei să vadă pe live cum e cafteală? Vreau să vadă pe live, da, cum iau cafteală, cum dau cafteală, pentru că este vorba despre sport și în sport orice este posibil. Și dacă pierd, consider că am ceva de învățat din absolut orice, dar în niciun caz nu o să pierd cu tine. O să pierd cu adversar mult mai puternic decât tine pe parcursul timpului. Dar hai să îți pun o întrebare așa ipotetică. Chiar te rog. Nu mă întreba ipotetic. Întreabă-mă, da, hai să nu vorbim povești, să vorbim pe subiect. Pierzi meciul cu mine, da? Imposibil. Niciodată. Aluzi vreodată dacă te... Niciodată. Niciodată. Păi cum un om ca mine care nu are niciun avantaj? Nu m-am retras eu la emisiune. Dacă pierzi cu un adversar ca mine, care, cum să zic, din toate punctele de vedere, fără experiență, fără antrenamente, că nu sunt vreun român, o să mă bat 10 ani, da? Fără antrenamente, fără condiții fizică, am jucat fotbal până pe la vreo 15 ani, dar nu mai așa. Sunt un om de la țară, simplu, n-am treabă cu ce ai avut tu, handball, lupte de contact. Dacă eu te bat pe tine în cușca aia, tu te retragi sau nu? Cum mai ai tu curajul să mai lupți? Dacă un om ca mine te bate. Unu, nu ai cum să mă bați, dar în același timp nu stea un râs. Și doi, dacă s-ar întâmpla chestia asta, s-ar putea întâmpla într-o zi în care a venit norocul maxim peste tine. Cum a venit cu tine. Și posibil că... Nu știu, dai o ciobănească de aia de la țară, așa, din fundul grădinii, de la tine, de acolo, de la Ticuci. Deci, maxim asta s-ar putea întâmpla. Dar mai mult, așa, să te văd pe tine pe acolo, să încerci să te miști. Pierzi la sol. Ce să pierd, mă, la sol? Pierzi la sol. Te sugrum. Leșine acolo. Tu mai ai după aia curajul să mai intri vreodată în cușcă? Mă sugrum la sol. Da. Mai ai tu curaj vreodată să mai calci în cușca aia? Deja ți-am răspuns la întrebare. Vrei altă întrebare? Vrei o întrebare tot așa nu mișto? Nu ți-am zis să mă întrebi. Păi văd că mă tratezi, am venit aici, am venit aici. Dar nu te spun o întrebare. Dar dacă ai să pierzi, Cornelia, dacă, Doamne ferește, sportul este, și mai ales în luptele de contact, există posibilitatea să fii și învins.
Clar, asta am și spus. Mergi mai departe? Asta e... Bineînțeles, bineînțeles. Eu fac asta pentru... pentru, nu știu, e o pasiune a mea, de-a mea, și plus de asta toată lumea știe că sunt îndrăgostit de, de sport. Dacă nu am reușit să fiu un handbalist, un handbalist la nivelul la care, pe care mi l-am dorit eu, vreau să fac acest lucru la nivelul pe care vreau să, la care vreau să, pe care vreau să... Bă, handbalul ăla, stai că m-am încurcat. Mamă, mă omoară ăsta, nu mai pot să mă concentrez. El este un... Îl intimidez tare. De, da, este un om care... Mi-a luat toată energia. E vampir. Ți-a luat energie și în emisiune? El era cel mai puternic adversar al tău? Acum cu sinceritate vorbim. Având în vedere că niciodată... Era puternic, dar era puternic pe spatele altor persoane. Știm foarte bine, a venit cu cârnatul... Noi vorbim, nu contează pe spatele cui. Ba, sau contează cu... foarte contează, bine. Voi sunteți față în față, voi aveți o discuție. Pot să zic că puterea lui a fost dată tot de alte persoane care o empatiza sau le-a fost milă de el. Deci, practic, puterea și rezistența lui a venit din partea altor persoane. Că indirect la mine a fost și altcineva implicat, și anume sora mea. E același lucru, tot prin alte persoane. Așa, dar a fost, deci, a fost Cristian, da, 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 cel mai puternic adversar al tău în casă? A fost, asta e da, a fost unul dintre, nu chiar, unul dintre cei mai puternici. Cine a fost? Nu contează, dar în același timp consider că a fost foarte puternic și îți spun și de ce. Pentru că e o persoană cu care eu rezonez în anumite circumstanțe și sunt sigur și așa e, nu râde aici că așa. Și sunt sigur și știe și el chestia asta, că dacă nu erau toate tensiunile astea între noi, care nici la momentul actual nu s-au domolit, puteam să fim tovarăși de nădejde în exterior. Adică este dacă era să nu ne... E adică avem foarte multe lucruri în comun și el știe foarte bine chestia asta, chiar dacă se comportă aici ca ultimul circar. Și am crezut și eu că ai evoluat de la, de la emisiunea aia, că acolo te-ai făcut de râs în ultimul hal. Vă că și aici am continuat... De ce mai nu s-a făcut de râs? Ba, da. Eu, deci dacă ar fost adversarul tău, faptul că voi ați avut niște dispute v-a ajutat pe ambii. Adică, clar, în fața oamenilor de acasă, voi ați ieșit în evidență, chiar prin, clar, disputele voastre. Indirect, poate, nu ați realizat lucrul ăsta, dar a contat. Nu are importanță cine era în spate, cine era în față. Dacă niciunul dintre voi n-ar fi putut să țină pasul, n-ați fi ajuns, poate, cei mai importanți oameni din sezonul vostru. Sunt sigur. Păi, cum faci, Marinescule? Că mai devreme ai spus că vrei să devii sportiv. Că asta e visul tău, că tu... Sunt deja, nu vreau să devin. Asta, sunt. Faci treaba asta din dragostea pentru sport. Corect, zic, o faci foarte din dragostea corect. Pentru atenție, părerea mea. Deci tu nu vrei să devii cineva din cauza că... De fapt, datorită faptului că ai dragoste pentru sport. Ba da. Ci, dacă nu s-a uitat nimeni la Eric Sef, este... credeți-mă că nu s-a atingea, nici nu călca vreodată pe aici. Nu, păi, să dar fiu... nu numai el, stai. El voia ba model, după aia să visa nu știu ce mare... Unde știe, mă, vorbeam cu tine noaptea, înainte să ador, te sunam Cristi. Vorbea în emisiune, că să facem model prin America. Ăsta. Că să facem model prin America. Când nu mers atenție asta... O zic că nu-l bagă nimeni în seamă și o zic, bă, unde mai e ceva atenție să mă duc și eu acolo. Eu nu am venit către Eric Sef pentru că am vreo dragoste pentru atenție. Chiar nu mă interesează, lumea știe că eu nu sunt disperat după atenție ca alte persoane, nu dăm nume. Așa. Te referim strict la domnul Marinescu. Okay. Eu l-am văzut că are un tup pe ordinar, o aroganță ieșe din comun pentru un băiețaș de oraș, că eu asta-l văd, un băiețaș de oraș care are câteva calități fizice moștenite din ADN. N-are niciun merit pentru ceea ce are el, că e înalt sau... Ok, faptul că a muncit la sală și că are un pic de mușchi, bravo lui! Lasă-l să vorbească, bravo lui. Că nu te mai Dar eu n-am venit pentru atenție către această luptă, da? Eu n-am venit către atenție, am venit ca dar să-ți închid curație. Păi de ce, mă, ce treabă ai cu mine, că asta te vezi cu mine? Mea. Păi te vezi cu mine om... odată la 2 ani de zile, da, uite, ce plăcere asta să-mi închizi mie gura. Da, vreau eu să-ți închid gura aia de arogant, că mi-a venit mie așa o fâstăcheală la creier. Băi, vorbim la acum să-ți răspunzi ție la întrebare și să iau așa de la început. Dacă era, provocam pe altcineva. Provocam pe altcineva înaintea ta, cu mult înainte să apartă un schemă asta. Ascultă-mă un pic. Lăsând la o parte, o să răspund la ceea ce mi-ai spus adinaori, pentru că sunt foarte multe persoane care pot să tragă niște concluzii greșite asupra mea. Într-adevăr, am intrat în această aventură pentru tot ce, pentru tot ceea ce îmi poate oferi, încă de la atenție,
până la faptul că mă poate să facă un sportiv de elită, până la faptul că iau și niște bănuți acolo, că ne bucurăm și de ei. Este normal. Clar, am venit, am intrat în jocul ăsta pentru... Sunteți sportive, pentru adică orice. Aveți o bursă. Clar, asta e un lucru firesc. Nu trebuie... Să fie luat în UFC. Pentru tot am intrat. N-ai de unde să știi. În UFC urmează să fie recrutat direct de Dana White, care acum este promotorul UFC, da. Și o să te ia fix Dana White. Da, o să te ia la n-ai de unde să știi, n-ai de unde să știi că nimeni n-a crezut în mine niciodată și ai văzut că am demonstrat de fiecare dată contrariul. Da, și toată România știe chestia asta, de ce să vorbim acum aberații? Toată România te urmărește. Într-adevăr, da. Apropo de lucrul ăsta că toată România a văzut, o dispută a voastră înseamnă chiar și o sală plină. O sală împărțită în două, fiindcă sunt foarte mulți fani ai tăi, foarte mulți fani și a lui Cristian, care și el a fost câștigătorul unui show. Eu nu cred că jumătate din sala aia sunt neamuri sau prieteni cu ei, că mai mult de prieteni sau neamuri nu-l susține nimeni. Părerea mea. Uite, chiar mi-ar plăcea foarte mult să existe această dispută, fiindcă cu siguranță noi vom fi acolo și vom vedea cum va fi sala. Acolo, la meciul anterior, ai avut susținători. Da. Ai venit cu galerie. Era intrarea gratis de asta. Și da, era intrarea gratis și... da, într-adevăr, au fost foarte multe persoane care s-au uitat la meciul meu și al lui Romeo. Consider că majoritatea au venit și s-au uitat pentru mine. Atât, da, pentru că au fost foarte multe persoane care vreau să-mi iau, să-mi iau bătaie și foarte multe persoane care mă susțineau într-o oarecare măsură. Iar acolo în sală, într-adevăr, au fost foarte multe persoane care mă aclamau și nu îi cunoșteam, nu, am venit cu trei persoane după mine, atât, trei persoane care cred că au fost, da, din cartier de acolo, care au fost mai, ceilalți au fost mai gurali. Au fost persoane care te-au susținut, da. Toată lumea, da, mi s-a părut, ar fi așa ca la un derby, păstrăm proporțiile de fotbal. Eu sunt cu FCSB-ul, cu Steaua, el așa, e cu Dinamo, dacă tot Dinamo a avut rezultate bune. Da, eu sunt pe partea asta, țin cu mă Dinamo. Bucur sunt, mă bucur că a ajuns iar în Liga 1 să-i mai ciomăgim cum o să te ciomăgesc pe tine. Clar, da, este... ar fi... ar fi frumos. Până la urmă, un meci fără spectatori, mulți sau neutri, nu este același cu unul care stârnește foarte multe pasiuni. Într-adevăr, consider că, să zic, ar fi mult mai multă lume curioasă de meciul meu și al lui Comănici, pentru că, într-adevăr, vine și el cu niște persoane în spate care vor să-l susțină sau, deopotrivă, sunt hateri, la fel și la mine. Deci ar fi un meci nu neapărat mai... ar fi mai interesant pentru oameni, dar din punct de vedere sportiv ar fi unul mai slăbuț în comparație cu cel pe care l-am avut cu Romeo. Sunt sincer, nu? Păi ăsta e adevărul, păi stai mă că ți-am zis, ți-am dat o caldă care e adevărată și după aceea ți-am întorit ce care e și adevărată. De ce mă interesează aici? Că mă ții pe mine în calde și în rești? Păi ăsta e adevărat, ăsta e adevărul, ar stârni foarte mult interes acest meci. Păi în primul rând a fost o diferență enormă între tine și Romeo, ca luptă. Nu poți zici că a fost un meci echilibrat. Stai liniște că nici cu mine nu o să fie niciun meci echilibrat. Bă, nu știu, e vorba despre niște arbitri care arbitrii ăia au văzut sute miliarde de mii de meciuri și dacă aia este decizia, aia este decizia reală. Dacă eu am fost, câștigătorul acelui meci, am fost mai bun, clar. Nu ești tu mai bun decât un arbitru care face asta de zeci de ani. Ca să explic și la oameni, asta nu e fotbal. Sportul ăsta nu e fotbal. Nu cine dă mai multe goluri câștigă la urmă. Dar ce? Cine punctează mai mult? Aici nu e același lucru. Dacă ți-ai luat 100 de pumni în prima repriză și ai dat 2 pumni în repriza a doua și a treia și ăla nu a fost în stare să dea 2 pumni. Las, că e bine să le ieși încasezi. Tu nu încasezi nimic. Dar stai liniștit că nu o să iau niciun pumn. Da. Niciun pumn. Credeți că va fi mult public feminin la disputa voastră? Pentru el, să-i vadă sfârcul ăla atâta. Cristian. Brigada feminină vine. Da, ție? Prietenii lui. Da, probabil că o să vin. În cazul tău, Cristian? În cazul meu? Știi cum văd? Stai! Știi cum văd? Mamă, ce mi-ai dat! Fii atent, o să fie așa. O să intre Marinescu și cu Comănici acolo. Păi nu, dar mie îmi stă bine, ție nu stă bine.
Ai dreptate, și o să fie așa, fii atentă, jur, dacă nu e așa, Cornelia, dacă nu o să fie Maria, dacă nu o să fie Mariana să mă susțină pe mine și Maria Lungu să-l susțină pe Comănici, să nu nebunesc eu, să nu mai dorm 5 zile de acum încolo, dacă nu așa o să fie. Vă jur. A doua cred că ai nimerit-o. Prima cred că nu interesează existența noastră, cred eu. Și nici pe mine. Nici pe mine nu interesează existența. Nebunesc. Eu asta cred. Eu cred că nu interesează pe nimeni. Bă, Maria s-ar putea să mă susțin. Mă înțeleg foarte bine. Foarte bine mă înțeleg cu Maria. Sunt ferm convinsă că vor fi niște polițe de plătit și pe partea asta de spectatori acolo. Clar, vor fi, clar, vor fi și vor fi născute din orgolii și din oricum, emisiunea asta va rămâne. Chiar m-aș bucura să veniți și după dispută, indiferent care ar fi rezultatul. Clar. Și să mai punem imagini din ea. Este o emisiune până la urmă în care fiecare spune punctul de vedere și se bazează pe el. E da, mă bucur. Foarte important. Mă bucur că Cristian Comănici a avut curajul să accepte, adică să vrea să intre în cușcă. Practic, primul pas l-a făcut. Rămâne să vedem dacă se poate disputa această bătălie crâncenă, așa cum spune el că o să-mi facă foarte multe probleme. Nu o să-l iau în glumă, eu o să mă antrenez în continuare serios, o să încerc să fiu cât mai bun și o să vedem în cușcă care pe care. Corect? Nu. Păi se putea cum îi spune în casă? Rezultate prestabilite. Comănici? Lui? Da. Nu mai știu, Comănici, da, Comănici. Dar nu, eu nu-l poreclam, el avea, punea poreclile de astea. Cum da, îi spuneai tu? Nu, eu nu cred că... Adică, nu știu, tu având spune. Același prenume. Șeful meu, las. Regele. El tu... e Cristinel acum. Cristina? Rege, da. E Cristinel. Da, este o copie ieftină. El, Cornelia, am făcut eu vreo două clipuri pe TikTok. După aia el a venit cu încă o ironie, dar de fiecare dată a fost o replică proastă a mea, Cristian Comănici, și ceea ce am făcut eu a încercat să reproducă și el, dar bineînțeles într-o variantă mai proastă. Din amuzament, am încercat să fac și eu un moment stil bendeac, ironizând un personaj, că tu nu ești o personalitate niciodată și nici vreo persoană. Ok. Nu sunt, corect, nu sunt. Ești un personaj. Sunt, corect. O caricatură. Am avut invitați de atâtea ori în studio. Pentru mine sunteți... Un deliciu. Astăzi chiar ați fost un deliciu. Bine, da. Întotdeauna sunteți un deliciu. Mie îmi sunteți dragi amândoi. Cu Cristian sunt și colegă. O să aibă o mare... Le spuneam, apropo de lucrurile astea, de persoanele feminine care vor veni în sală. Avem o brigadă feminină aici la Wow News care îi vor face... Această brigadă îi va face... O galerie foarte de vocală lui Cristian. Sunt 100% convinsă de lucrul ăsta. Tu ești la fel o persoană pe care am avut-o aici pe canapea, invitată de foarte multe ori și am vorbit cu sinceritate mereu despre lucrurile din viața ta. Va fi un meci greu de privit dintr-un anumit unghi, dar eu întotdeauna spun cel mai bun să câștige. Vom vedea la final care dintre voi va reuși să fie acolo cel care va fi desemnat câștigător. Dar din punctul meu de vedere, amândoi sunteți câștigători. Să intri într-o cușcă este un act de curaj pe care mulți oameni de acasă doar îl privesc. Dar ca să fie acolo este foarte, foarte greu. Da, eu am fost încă din start conștient de gravitatea, cu ghilimele de rigoare, de a intra în cușcă acolo, pentru că în momentul în care, da, așa sunt eu mai greu de cap, îmi pare rău că nu sunt, n-am IQ-ul tău, cum ai spus adineauri, eu sunt conștient, pentru că trebuie să fii conștient de orice se poate întâmpla acolo, trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit, pentru a reuși să faci față cu brio, pentru că într-o secundă se poate schimba cursul jocului, să zic așa, dar în continuare consider că, și vreau să-i dau un sfat lui Comănici, să nu ia și e din suflet, adică ca la fratele meu, să zic așa, ca la fratele meu, da, să nu ia în glumă absolut deloc, pentru că
trebuie să știe în ce joacă. Dar nu mă bat cu tine în glumă și nici nu iau în momentul ăsta în glumă, dacă o să fie. O să-ți arăt eu cu toată țărănimea mea. Chiar aștept, cu cel mare drag. Țăran, chiar aștept. Într-o gală care posibil că va avea loc în toamnă, amândoi aveți nevoie de un antrenament foarte bun și să fie într-o gală puternică. Tu ai luptat în Next Fighter. E un pas pe care l-ai făcut. Bineînțeles. Dar mi-ar plăcea foarte mult să vă văd pe amândoi în ring în gala din toamnă. Vă mulțumesc foarte mult că astăzi ați acceptat pentru prima dată să veniți așa unul lângă celălalt la mine în emisiune. Mulțumesc, Cristian. Mulțumesc Marinescu și felicitări pentru victoria pe care ai avut-o în fața lui Romeo. Îți mulțumesc mult de tot, Cristian. Cristian Comănici, ești la fel de carismatic și de simpatic ca de obicei, mereu cu o glumă așa spusă, fără zâmbete, dar așa ești întotdeauna. Sunt sigură că va fi o dispută foarte interesantă din toate punctele de vedere. Sunteți doi oameni speciali pentru mine și cred că și pentru oamenii de acasă. Și dacă v-a plăcut emisiunea de astăzi, vreau în dreptul emisiunii de pe YouTube să scrieți câteva mesaje și să-mi spuneți cu cine țineți. Și să vă spuneți punctul de vedere. Este foarte important în viață să aveți o după-amiază mai plăcută și ne revedem curând. La revedere!